Bine v-am regăsit. Mi-a sosit și mie șorțul pentru sudură pe care l-am comandat acum câteva zile. L-am găsit pe EMAG la un preț bunicel de la firma asta, Par Weld. Nu știu ce firmă este, eu nu am mai auzit de ea până acum, dar mi-a plăcut așa cum arăta șorțul în sine, ca model, culoare și faptul că e din acela foarte simplu. Deci are dimensiunile de 110 x 90 mm și scrie acolo că este din piele de vițel. Acum cred că toate sunt din piele de vițel, astea care sunt un pic mai calitative. Hai să vedem și noi cum arată șorțul ăsta, că și eu sunt foarte curios. Uite ce boală ăștia să pună scociul ăsta exact pe lamelele astea de deschidere. Ați văzut masca de sudură, am zis să iau și shorts, să fiu și eu oarecum protejat. Nu mă trezesc că îmi găuresc hainele de la stropii ăștia de sudură. Deci avem factura aici, înăuntru, hai să o pun deoparte. Asta e shortul de sudură. A, păi e moale, așa eu am avut impresia că e un pic mai tare, mai scârțos, așa, ca un fel de coajă, dar uitați ce moale e. O piele întoarsă așa, are și o emblemă aici cu firma care îl produce, da, nu e coajă. Mie mi-era teamă că e așa rece și tare pe mine și dar e foarte, arată bine. Hai să vedem dacă îl pot și desface. Ok. Văd și eu șorțulețul. Oh. Deci cam așa arată țesătura șorțului. Are aici o emblemă Par Weld Panther. Foarte tare șorțulețul. Bretelele sunt din țesătura din asta așa, foarte moale. O să vă arăt că o să-l probe și eu. Da. Îmi place cum arată șorțul. Se vede că e de calitate și îmi place și culoarea. Încă eu aș fi vrut ceva și mai închis un pic, că se murdăresc, mai pui mâna pe el, te mai ștergi pe el, mai sare sudură pe tine și se va face destul de urât. Așa văzusem din alea albe la Dedeman, dar nu mi-au plăcut deloc. Iar sistemul ăsta de prindere cu cleme de astea chiar îmi place foarte mult, că mai sunt alea cu X așa la spate și chiar nu îmi plăcea. Deci asta se prinde după mijloc și astea două se prind una de alta așa și îl dai după gât. Să vedem cum intră, în ce poziție, dar cred că tot aia e și așa și așa. Deci cam așa. Haideți să-l pun și pe mine așa ca o probă, să văd și eu cum vine. Dar chiar îmi place foarte mult cum arată șorțulețul ăsta. Asta e echipamentul. Șorțul e confortabil, e moale, e comod. Mă simt foarte bine în el.
Dacă avea și un pieptar, era și mai tare. Dar e ok, e super tare. Da, ați văzut șorțul cum vine. E foarte mole, foarte confortabil și te poți mișca foarte bine cu el. Ca lungime e suficient de lung, erau unele și mai lungi, e suficient. Mie mi-a deschis ochii și cumnatul meu, care e sudor profesionist, că nu doar pentru protecția hainelor, a pielii și așa mai departe, să nu te arzi cu sudură, dar zice că protejează și pentru radiație. În timp, așa, dacă sudezi prea mult, radiația îți afectează și zona organelor genitale și e bine să fii protejat. Partea proastă e că ori că e nou, ori dar m-am umplut de niște scame din acelea foarte mărunte așa de la pielea asta. Sunt plin de particule din astea de piele și va trebui să fiu atent în ce haine mă îmbrac atunci când o să-l folosesc, că văd că se curăță cam greu. Cu o perie se curăță, dar... Da, deci cam așa arată șorțulețul. Mie unul îmi place foarte mult. Îmi place că e confortabil și se prinde foarte ușor. V-am zis, alea cu sistemul ăla de închidere Nix așa la spate, ca pantalonii aia de școlar, nu-mi plăcea. O să trească să-i mai regleze un pic bretelele astea de la spate, că nu prea stă fix acolo, nu prea stă, cred că o cos mai bine și îmi reglez așa o măsură, numai să nu-mi crească burta între timp. Da, e calitativ pentru banii ăștia. Costat, ați văzut, undeva la vreo 80 ceva de lei. Dar e foarte bun și acum pot să sudez și eu fără frică că găurez vreun pantalon sau vreo bluză pe mine. O să mă vedeți cu el când o să mă apuc să sudez câte ceva. O să mă apuc să fac un banc de lucru pentru atelierul ăsta pe care vreau să-l improvizez aici sus la mansardă și o să-l folosesc. Pe urmă o să mă tot vedeți cu el lucrând, că vreau să fac și cadrul ăsta la egalizarea aia de nivel la mansardă pentru cameră și acum nici nu știu ce altceva mai trebuie. Deci am și shorts, masca este luată, accesoriile mele de sudură le-ați văzut și cei care nu le-ați văzut o să le mai vedeți prin clipurile pe care le voi face, că le voi folosi, magneții și așa mai departe, colțarele și toate chestiile astea. Da. Păi asta am vrut să vă arăt, n-are rost să vă țin prea mult acum în clip. Shorts-ul e ok, dacă vă place să-mi cereți detalii și o să vă las și vouă link de unde l-am cumpărat, dacă vreți să vă luați și voi. V-am spus, mie îmi place foarte mult shorts-ul și ca model și felul cum îl simt așa pe mine, e moale și confortabil. Mă așteptam la ceva de genul la un celofan din ăla tare și foarte inconfortabil așa la mișcări, dar nu e chiar foarte moale, abia îl simt pe mine. E un pic greu și mi-a trage de gât în jos, dar în rest e super ok. Ok, o să ne reauzim la clipul următor. Nu știu acum ce o să mai filmez, dar am material destul. Bun, vă doresc chef de treabă și numai bine.